Bună ziua tuturor și vă mulțumesc că ați ales să petreceți câteva minute alături de mine. Vă voi îndruma puțin cum să elaborați un plan de comunicare online care să vă ajute la o comunicare cât mai eficientă. Haideți să vedem prima dată de ce e nevoie de un plan de comunicare. Online-ul a devenit cea mai importantă sursă de promovare, iar din acest motiv existența unei strategii de comunicare eficiente este crucială. Practic, un plan de comunicare este diferența dintre un lucru făcut serios și unul făcut în joacă, după ureche. Informația nestructurată creează confuzie în rândul publicului, iar lipsa unei idei consistente despre ceea ce urmează să faceți duce la o comunicare haotică. Iată așadar ce ar trebui să conțină planul vostru de comunicare online. În primul rând, să ne concentrăm asupra scopurilor și obiectivelor. Primul pas este să definim clar de ce dorim să implementăm o strategie de comunicare online. Motivele pentru implementarea unei strategii de comunicare online pot să fie extinderea audienței. Vă puteți extinde, de exemplu, baza de clienți prin intermediul comunicării online. Prin prezența pe internet puteți ajunge la clienți care nu ar avea acces la produsele voastre în mod tradițional sau care ar fi mai predispuși să cumpere online. Puteți crește vizibilitatea și notorietatea prin intermediul strategiilor de comunicare online. Aceasta vă poate permite să deveniți cunoscuți pe piețe locale, naționale sau chiar internaționale. Puteți construi și consolida relații cu clienții. Comunicarea online vă oferă o modalitate ușoară de a interacționa direct cu clienții. Prin intermediul rețelelor sociale, e mail și a canalelor online, puteți oferi suport clienților prin feedback și puteți crea legături mai puternice cu publicul vostru. Adaptabilitate și supraviețuire în piață poate să fie de asemenea un motiv pentru care doriți să implementați un plan de comunicare online. În contextul actual al pieței, cu schimbări rapide și neașteptate, trebuie să fiți flexibili și să vă adaptați. Implementarea unei strategii de comunicare online vă poate oferi o mare reziliență și capacitate de supraviețuire în fața schimbărilor de mediu și de piață. Stabilirea obiectivelor specifice, măsurabile, realiste și cu termene limită. Iată și aici câteva exemple de obiective pe care vi le puteți seta. Creșterea traficului pe site. Obiectivul meu fiind să cresc traficul cu 30% în următoarele șase luni. Voi măsura asta prin numărul de vizitatori unici și pagini vizitate pe website. Și îmi pot seta ca termen limită până la sfârșitul semestrului actual. Un alt obiectiv, creșterea numărului de urmăritori pe rețelele sociale. Dublarea numărului de urmăritori pe Instagram în următoarele trei luni poate să fie și mai specific. Voi măsura acest obiectiv prin numărul de urmăritori noi pe care îl voi avea pe Instagram. Termenul limită, la fel, îl pot seta până la sfârșitul celor trei luni. Uh, Creșterea ratei de conversie este un obiectiv. Vă doresc să crezi rata de conversie cu 20% în următoarele patru luni, de exemplu. Voi măsura acest lucru prin numărul de vânzări raportate la numărul de vizitatori pe website. Termenul limită până la sfârșitul trimestrului actual sau din care încep strategia de comunicare. Îmbunătățirea satisfacției clienților și creșterea ratingului de satisfacție a clienților la peste 4,5 din 5, să spunem. Voi măsura acest lucru prin feedback-ul primit de la clienți, prin intermediul recenzilor și a sondajelor de satisfacție. Termenul limită pot să spun până la sfârșitul anului în curs. Haideți să vedem acum următorul pas al planului de comunicare și anume înțelegerea publicului țintă care este la fel extrem de importantă pentru a dezvolta mesaje și tactici de comunicare relevante și eficiente. Publicul țintă pentru artizani ar putea fi format din persoane care au pasiune pentru creație și handmade, fie că este vorba despre bijuterii, împletituri, lucrări în lemn, ceramică sau alte arte și meserii tradiționale sau moderne. Când încercăm să creăm audiența pentru businessul nostru, trebuie să avem în vedere următoarele date. Pentru date demografice vom vedea vârsta, genul, localizarea, dacă sunt predominant urban sau suburban, dacă sunt în mediul rural. Comportamentale: deci am nevoie și de date comportamentale: dacă interesează artele și meseriile, dacă sunt pasionați de artă, creativitate și procesele de fabricație manuală, dacă sunt în căutarea unor produse autentice și originale. Dacă susțin comunitatea și preferă să sprijine artizanii locali și să cumpere produse de la micile afaceri independente în detrimentul produselor de masă sau produselor fabricate în masă. O să găsesc date despre implicarea lor online, dacă această audiență este activă pe platformele online, inclusiv pe rețelele de socializare, forumuri de discuții și platforme de comerț electronic. Datele psihografice se referă la valorile publicului meu, dacă prețuiesc, de exemplu, autenticitatea, originalitatea și calitatea, dacă sunt dispus să plătească un preț mai mare pentru produsele handmade, deoarece apreciază efortul și abilitățile implicate în crearea acestora. La fel, stilul de viață. Pot avea diferite stiluri de viață, dar se angajează în activități creative și apreciază frumusețea și estetica în viața lor de zi cu zi. Motivații în general publicul probabil al produselor promovate de artizani se, se simte atras de ideea de a deține lucruri unice și personale care să exprime personalitatea lor și să oferă o experiență distinctă față de produsele de masă. Acum, identificarea și selectarea canalelor de comunicare online potrivite pentru a ajunge la publicul țintă, precum și stabilirea tacticilor specifice care vor fi utilizate pentru a transmite mesajele și a atinge obiectivele planului de comunicare online, sunt de asemenea importante. Aici trebuie să avem în vedere natura și preferințele publicului țintă. Iată cum putem aborda acest aspect. Vom identifica canalele de comunicare online potrivite. Rețelele de socializare. Platforme, de exemplu, precum Instagram, Pinterest și Facebook sunt ideale pentru artizani, deoarece oferă oportunități excelente de a prezenta produsele vizual și de a interacționa direct cu publicul. Blogurile și site-urile web. Crearea unui blog sau unui site web poate fi o modalitate eficientă de a oferi conținut relevant și de a comunica direct cu potențialii clienți. De asemenea, acestea pot servi de hub pentru a direcționa traficul din alte surse de marketing online. Platformele de comerț electronic Utilizarea platformelor de comerț electronic, cum ar fi Etsy sau Shopify la nivel internațional sau platforme locale pentru artizan precum Creart, pot ajuta la crearea produselor și la facilitarea vânzărilor online. Email marketing. Construirea unei liste de e mail și trimiterea periodică a newsletterelor poate fi o modalitate eficientă de a menține legătura cu clienții existenți și de a atrage noi clienți prin oferte speciale și actualizări despre produse. Prin stabilirea tacticilor specifice, voi avea în vedere crearea de conținut valoros și voi dezvolta și distribui conținut care oferă sfaturi, idei și inspirație legate de produsele handmade, care poate ajuta la atragerea și implicarea publicului. Poate o altă soluție ar fi colaborarea cu influencerii dacă se pretează domeniului de activitate. Trebuie, în schimb, să găsiți influencer care împărtășesc aceeași pasiune pentru handmade și care ar putea ajuta la creșterea vizibilității și credibilității brandului dumneavoastră. Puteți organiza evenimente online, webinarii, expoziții virtuale și sesiuni de întrebări și răspunsuri pot fi modalități excelente de a interacționa în timp real cu publicul și de a prezenta produsele într-un mod personalizat. Utilizarea publicității plătite. Investițiile în publicitate, pe rețelele de socializare sau în campanii de căutare pe Google pot de asemenea ajuta la creșterea vizibilității și la atragerea de trafic calificat către site-ul sau magazinul online, bineînțeles în măsura în care bugetul vă permite să faceți acest lucru. Să vorbim puțin cum dezvoltăm conținut relevant și valoros, care de asemenea este esențial pentru a atrage și a implica publicul țintă pe canalele de comunicare online. Acest conținut ar trebui să fie creat cu scopul de a oferi valoare și de a răspunde nevoilor și intereselor audienței. Câteva idei despre cum putem dezvolta conținut relevant. Vom identifica nevoile și interesele publicului meu. În primul rând, puteți identifica nevoile și interesele publicului dumneavoastră prin realizarea unui studiu de piață și analiza feedback-ului clienților pentru a înțelege ce anume caută aceștia în produsele handmade și ce tipuri de conținut i-ar putea interesa. Puteți monitoriza conversațiile pe rețelele de socializare și în comunități online pentru a identifica tendințele și subiectele de interes pentru publicul țintă. Apoi, în crearea de conținut relevant și valoros, puteți recurge la tutoriale și ghiduri. Crearea de conținut care oferă instrucțiuni pas cu pas și sfaturi practice pentru a ajuta publicul să își îmbunătățească abilitățile de creație și să obțină rezultate mai bune în proiectele lor handmade. Poveștile din spatele brandului. Împărtășirea poveștilor personale și a procesului de creație poate crea o conexiune emoțională între public și brand, evidențind pasiunea și dedicația artizanilor. Puteți crea recenzii și testimoniale prin prezentarea părerilor și experiențelor clienților existenți, care poate ajuta la construirea încrederii în brand și la stimularea vânzărilor prin evidențierea calității produselor și satisfacția clienților. Puteți de asemenea crea conținut inspirațional prin împărtășirea ideilor, imagini și povești inspiraționale legate de creație și artă care pot motiva și inspira publicul să exploreze propriile lor pasiuni și să achiziționeze produse handmade. În definirea mesajelor cheie, trebuie să vă gândiți ce vă face unic și vă diferențiază în același timp. Puteți vorbi despre unicitate și originalitate, sublinierea faptului că produsele handmade sunt unice și originale, oferind o alternativă autentică la produsele de masă. Despre calitate și atenție la detalii, prin evidențierea maestriei și calității lucrărilor manuale, sublinind atenția la detalii și materialele de înaltă calitate utilizate în procesul de creație, prin susținerea comunității locale, promovarea ideii de a sprijini artizanii locali și de a contribui la susținerea economiei locale prin achiziționarea de produse handmade. Apoi urmează crearea unui calendar detaliat, acesta ar presupune stabilirea unor termene clare uh, pentru fiecare etapă și acțiune planificată în cadrul planului de comunicare online. De asemenea, împărțirea calendarului se poate face în perioade relevante, cum ar fi lunare, trimestriale sau semestriale, pentru a asigura o gestionare eficientă a timpului și a resurselor. Apoi puteți identifica evenimentele sau sezoanele relevante pentru voi și integrarea lor în calendar, cum ar fi sărbătorile, târgurile de handmade sau alte evenimente speciale. Urmează apoi atribuirea responsabilităților și aici vă încurajez să stabiliți clar ce responsabilitate revine fiecărui membru al echipei implicate în implementarea planului de comunicare online. Să vă asigurați comunicarea eficientă între membrii echipei pentru a coordona acțiunile și a evita suprapunerile sau întârzierile. Nu uitați să monitorizați și să ajustați din timp programarea unor sesiuni regulate de monitorizare și evaluare a progresului planului de comunicare online pentru a identifica eventualele probleme sau oportunități și pentru a lua măsuri corective sau de optimizare. Nu uitați că flexibilitatea pentru a ajusta calendarul și planul de acțiune în funcție de rezultatele și feedback-ul obținute în timpul implementării, este foarte important. Ajungem acum la partea de buget și resurse. Vorbim de resurse financiare și resurse umane în același timp. Ele sunt necesare pentru a implementa și a gestiona planul de comunicare online, astfel încât să fie stabilite cu atenție. Aceste date și să țineți cont de obiectivele stabilite și de nevoile specifice afacerii. Iată cum puteți să estimați resurse financiare. Evaluăm costurile pentru fiecare componentă a planului de comunicare online: cum ar fi publicitatea plătită, dezvoltarea de conținut, participarea la târguri online, etc. Vom stabili un buget total pentru planul de comunicare online, ținând cont de veniturile și resursele disponibile ale afacerii noastre. Și vom prioritiza și vom asigna bugetului în funcție de impactul estimat și de importanța fiecărei activități pentru atingerea obiectivului planului. Și vom prioritiza și asigna bugetul în funcție de impactul estimat și de importanța fiecărei activități pentru atingerea obiectivelor planului. În ceea ce privește evaluarea resurselor umane, Vom identifica competențele necesare pentru implementarea planului de comunicare online, cum ar fi marketing digital, design grafic, copywriting, gestionarea social media, etc. Evaluarea capacității existente a echipei și identificarea nevoilor de resurse umane suplimentare, cum ar fi angajarea de specialiști în marketing digital sau colaborarea cu freelanceri sau agenții specializate, trebuie de asemenea luată în considerare. Și să nu uitați să alocați responsabilitatea și să stabiliți uh, roluri clare și specifice pentru fiecare membru al echipei implicate în implementarea planului. Mai există uh, un aspect, acela al optimizării utilizării resurselor, de care vreau să vă vorbesc și anume să încercați să identificați oportunități de optimizare a cheltuielilor și resurselor, cum ar fi utilizarea instrumentelor și platformelor de marketing digital accesibile sau investiția în formarea și dezvoltarea abilităților echipei deja existente pentru a reduce costurile cu resursele umane. Să vedem puțin ce presupune partea de măsurare și evaluare a unui plan de comunicare online și acestea sunt fiind etape critice în procesul de implementare. Definirea indicatorilor cheie de performanță a KPI-urilor. Ce înseamnă acest lucru și cum pot să măsor și să verific? Vizibilitatea online, de exemplu, măsurarea traficului pe site-ul web, numărul de vizualizări ale conținutului de perețele de socializare și creșterea numărului de urmăritori sau abonați angajamentul publicului, interacțiunea publicului mai degrabă, monitorizarea interacțiunea publicului, monitorizarea ratei de implicare de pe rețelele de socializare, cum ar fi numărul de like-uri, comentarii și distribuiri, precum și rata de clicuri pe conținutul distribuit. Generarea de leads și conversii presupune urmărirea numărului de leads generate prin intermediul site-ului web sau a campaniilor de publicitate online, precum și monitorizarea ratei de conversie a acestora în clienți plătitori. Rezultatele vânzărilor. În ultimul rând, trebuie să evaluez și impactul planului de comunicare online asupra vânzărilor, inclusiv creșterea veniturilor și a profitabilității. Mai există anumite instrumente de monitorizare și analiză, precum Google Analytics, pentru monitorizarea traficului web și comportamentului utilizatorilor pe site-ul web. Mai există platforme de analiză, de asemenea, cum ar fi Facebook Insights sau Instagram Insights, pentru monitorizarea performanței pe rețelele de socializare. Pot utiliza, de asemenea, unele instrumente de automatizare a marketingului pentru urmărirea lead-urilor și a conversiilor și pentru evaluarea eficacității campaniilor de e-mail marketing. După ce am măsurat, urmează optimizarea și ajustarea. Planificarea revizuirilor și ajustărilor periodice ale planului de comunicare online, în funcție de feedback-ul și rezultatele obținute, este foarte importantă. Flexibilitatea și adaptabilitatea sunt cheia pentru a face față schimbărilor în mediul online și pentru a menține relevanța planului de comunicare pe termen lung. Nu uitați să programați revizuiri periodice ale performanței planului de comunicare online și a KPR-urilor stabilite pentru a identifica trenduri și modele și pentru a face ajustările corespunzătoare. Să utilizați feedback-ul obținut de la clienți și de la public pentru a face modificări în conținut și tactica de comunicare și pentru a îmbunătăți implicarea și pentru a crește impactul. Adaptarea planului de comunicare online în funcție de schimbările din mediul online și comportamentul consumatorilor pentru a menține relevanța și eficacitatea acestuia pe termen lung este esențială. Nu uitați așadar în concluzie că atunci când vorbim despre comunicare online, ea se clădește pe baza unei strategii solide și trebuie adaptate nevoilor de business pe care le aveți. Este foarte importantă folosirea tuturor canalelor de comunicare disponibile, dar atenție care se pretează afacerii dumneavoastră și conectarea interactivă cu audiența. Respectând planul inițial, implementarea se face mult mai ușor și astfel se evită situația în care comunicarea devine dezorganizată și provoacă emoții negative în rândul consumatorilor. Nu uitați, în atașament veți găsi un caiet de lucru care conține sugestii pentru a vă ajuta în implementarea noțiunilor amintite în acest video și a pune la cale un plan de comunicare online specific afacerii dumneavoastră. Mult succes!